Încă o dată am ocazia să vă spun bun venit și celor care ați ajuns mai târziu, să apreciem efortul dumneavoastră de a fi aici. Știm că orice facem în viață creează așteptări și răspunde unei intenții, unui interes. În seara aceasta vrem să le mulțumim celor care au cântat, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, care este oferită tuturor oamenilor, inclusiv celui mai vinovat dintre oameni. O să-mi iau câteva minute cu bunăvoința dumneavoastră și o să vă citesc din Biblie această carte care este pe altarul tuturor bisericilor creștine de 2000 de ani, indiferent că sunt bisericile istorice, ortodoxă sau catolică, bisericile protestante sau bisericile neoprotestante. Aceasta este singura carte pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor ca pe o scrisoare de dragoste. Este o scrisoare personală pentru fiecare muritor și când Dumnezeu, descoperind voia sa prin apostolii din Vechiul Testament și ucenicii, prin profeții din Vechiul Testament și apostolii, ucenicii lui Iisus Hristos din Noul Testament, ne-a trimis această carte, El nu a avut intenția să fie un manual bisericesc pentru preoți, ci a avut intenția să fie o verbalizare a nevăzutului Dumnezeu, o descoperire a nevăzutului Dumnezeu pentru fiecare ființă umană. În absența cunoașterii Bibliei, suntem iresponsabili de răul pe care îl facem. Nici măcar nu știm că este rău. Dar atunci când citim Biblia, îl luăm pe Dumnezeu care a fost pus pe treapta unei bănuieli și pentru că El se prezintă, pur și simplu începem să-L înțelegem. Și de-abia atunci, în cunoștință de cauză, avem posibilitatea să luăm hotărâri pentru viața noastră vremelnică și pentru viața noastră veșnică. Cartea aceasta este o capodoperă a literaturii universale. Ea are 66 de cărți. 39 dintre ele compun Vechiul Testament, care de fapt este istoria unui popor, poporul evreu. Următoarele 27, scrise în limba greacă, în timp ce Vechiul Testament este scris în limba evreiască, compun Noul Testament. Și aceasta este istoria națiunilor Pământului. Cartea aceasta începe cu Geneza, adică facerea, și explică despre felul în care Dumnezeu a creat Universul și l-a făcut pe om. Ultima carte, cu numărul 66, se numește Apocalipsa, adică descoperire, și vorbește despre evenimentele escatologice, adică evenimentele sfârșitului, cum lumea aceasta se va sfârși. Dacă considerăm mesajul acestei cărți și privind pe scena politică, economică, socială, culturală, identificăm vremea pe care o trăim ca fiind una foarte extrem de aproape de sfârșit. Unul dintre cele mai evidente semne fiind globalizarea accentuată, care se accelerează sub ochii generației noastre. Fiecare om are respect pentru această carte. Și dumneavoastră, ca și mine, știți că este una dintre cele mai vechi cărți pe care oamenii le au. Și dumneavoastră, ca și mine, știți că nicio altă carte de vârsta Bibliei nu mai este citită astăzi de publicul larg, ci doar de specialiști în lingvistică sau în alte domenii de specialitate. Cartea aceasta însă este vie. Cu 31 de ani, mesajul acestei cărți mi-a schimbat viața. M-am născut într-o familie de ortodoxi din Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, destul de aproape de Târgoviște, și pentru prima oară am ajuns în orașul acesta sub vârsta de 20 de ani, venind cu bicicleta, cu încă un băiat de vârsta mea, pentru un anumit interes al copilăriei noastre. Anii au trecut și cred că aceasta este a patra oară când vin aici. De data aceasta vin în calitate de predicator, de preot, să vorbesc despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sunt extrem de cinstit de experiența aceasta, de onorat, de bucuros și cu îngăduința dumneavoastră, repet, vreau să citesc ceva din această carte. Noul Testament începe cu cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Eu o să citesc din Luca. Evanghelia după Luca are 24 de capitole. Eu o să citesc din capitolul cu numărul 19. Cartea aceasta vorbește despre foarte mulți oameni. Vorbește despre răutatea unora și despre bunătatea altora. Eu o să citesc despre unul care a început să fie rău și a sfârșit să fie bun. Viața mea se identifică cu acestui om, într-o mică măsură. Probabil și a unora dintre dumneavoastră acum sau mâine.
Pentru că citim dintr-o carte trimisă de Cel care ne-a creat, care este absolut de neînțeles pentru noi. Este absolut supranatural, este etern, este infinit, atotputernic, sfânt, atotcunoscător și atotștient, o ființă pe care nu o cuprinde universul, dar pe care îl poate cuprinde o inimă de muritor. Vrem să-i dăm respect. Și dacă nu vă este greu, vă invit respectuos să vă ridicați. Iisus Hristos a intrat în Ierihon și trecea prin oraș. Acolo era un om bogat pe care îl chema Zacheu și era mai marele vameșilor. Acesta căuta să-l vadă pe Iisus, dar nu putea din pricina oamenilor, căci era mărunt, mic de statură. A alergat înainte și s-a urcat într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus Hristos. Când Iisus a ajuns în locul acela și a ridicat ochii și i-a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți oamenii cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, apreciez, mulțumesc. Reașezați-vă, stimaților. Aș vrea, privind în Cartea Sfântă, să ne uităm la experiența acestui bărbat, care cu aproximativ 2000 de ani în urmă a fost un om ca noi. Noi suntem căutători de fericire. Ne-am născut cu această căutare în sufletul nostru, pe care am identificat-o la câțiva ani de viață. Și ea s-a conturat odată cu trecerea timpului. Începând din copilărie cu metode inocente, am plătit uneori un preț nemeritat pentru fericire. Și probabil că și dumneavoastră, asemenea mie, știți că fericirea nu este să ai ceva anume, ci fericirea este să fii mulțumit cu ceea ce ești. Este greu de definit fericirea. Fiind un copil fără părinți, în generația copilăriei mele era vremea trotinetelor. Adică două roți mici, o bucată de tablă între ele și o bucată de țeavă cu un fel de ghidon și puneai un picior pe ea și cu celălalt tot îți făceai vânt. Bunica mea, care era o bătrână oarbă și m-a crescut, n-am avut frați și surori, dintr-o pensie de 150 de lei de la CAP și un sac de zahăr toamna, n-a avut posibilitate să-mi cumpere. Am plâns toată vara. În sfârșit, când s-a făcut primăvara următoare, știam că din nou zăpada va pleca și vor veni trotinetele colegilor mei. Nu mai era nimeni ca mine fără părinți. Și bunica s-a împrumutat de bani și mi-a cumpărat o trotinetă. Era de culoare blu. Dacă închid ochii, o văd. Aceasta a fost probabil singurul cadou al copilăriei mele. Câteva zile nu m-am plimbat cu ea, nici măcar n-am pus-o în praful drumului. Însă n-am mai rezistat ispitei și până la urmă am început să mă plimb și eu. Și știți cum se întâmplă cu un lucru pe care îl ai. Ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Am început să o dau și colegilor mei să se joace și ei cu ea și peste câteva săptămâni zăcea undeva în praful drumului, fără să mai prezinte un mare interes pentru mine.
Dorurile mele au continuat, un ceas, o bicicletă și ca a tuturor muritorilor. Astăzi nu mai am trotinetă, astăzi am mașină, astăzi am haine, astăzi sunt înconjurat de oameni care mă iubesc și pe care încerc să iubesc. Însă consider că în ciuda tuturor achizițiilor intelectuale, profesionale, sociale, materiale, familiale, omul rămâne un căutător, uneori un căutător de nimic. Pentru că omul are vise și are iluzii. Când am citit pentru prima oară viața mea cartea aceasta numită Biblia, pentru că, repet, eu m-am născut într-o familie ortodoxă dintr-un sătuc de lângă Giurgiu, într-o cultură care este aproximativ similară cu zona unde trăiți dumneavoastră aici în Dâmbovița. Și am crescut în satul meu, am mers la biserica din sat, pe lângă școală și cooperativa sătească, unde era un fel de alimentară extrem de mică, nu mai era nimic decât terenul de fotbal. Și am mers la biserică de multe ori. Mergeam la Paște, la Crăciun, mergeam ori de câte ori murea cineva, pentru că exista obiceiul acela al cultului morților și, în general, în sud se practica asta, când oamenii din familie și prietenii aruncă mărunții și aruncă bani și copiii îl strângeau. Pentru mine era o mare oportunitate să strâng 60 de bani sau 65 de bani cât costa o Eugenia. Am ajuns la vârsta de 21 de ani și m-am căsătorit cu Carmen, ea este aici, și aici este și una dintre fiicele noastre și soțul ei. Și după ce m-am căsătorit, prin una dintre mătușele soției mele, care mergea la o biserică în mod frecvent, avea, era o femeie bisericoasă, am ajuns să aflu mai multe despre Dumnezeu. Fiind mătușa și a mea, la întâlnirile pe care le aveam de familie, tot timpul vorbea despre Dumnezeu. Când eu eram mic, bunica m-a învățat să mă închin. Ea a fost o femeie foarte religioasă. Și m-a învățat că trebuie pe pernă, înainte să mă culc, să spun în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și spun lucrul ăsta de 3 ori. Și probabil că în fiecare seară din copilăria mea am făcut cu scrupulozitate asta. S-a întâmplat că într-una dintre vizitele la bunica noastră, la mătușa noastră, ea, după ce ne-am despărțit, a plecat la biserică și noi am plecat la Gara Progresul să venim la Giurgiu, cu trenul ăla care mergea încet și făcea o oră și 45 de minute. Și după ce ne-am despărțit, mi-a rămas în minte că ea merge la biserică și am întrebat-o pe soția mea, auzi, dar noi am avea voie să mergem acolo. Pur și simplu o curiozitate ieșită din comun m-a motivat să întreb, noi am putea să mergem acolo? În lumea aceasta, în cei 52 de ani pe care i-am prin harul Creatorului, am încercat să văd toate lucrurile pe unde Dumnezeu a îngăduit să ajung pe fața Pământului. Am încercat să văd lucrurile renumite și nerenumite, din pură curiozitate. M-am dus la film, la teatru, în toți munții, în toate gropile Pământului pe unde am putut să ajung și am vrut să văd mâna de curiozitate, că așa e omul, nu se satură uitându-se. Și tot din curiozitate am vrut să intru într-o zi într-o biserică evanghelică. Am întrebat-o pe mătușa mea și ea s-a bucurat de întrebare și sigur că ne-a luat cu ea. Când am ajuns acolo, era o sală cam ca asta de mare, cu un culoar pe mijloc și două pe lateral, și într-o parte erau femei, într-o parte bărbați, și eu sigur că am mers în spațiu rezervat bărbaților, era arhi-aglomerat, dar oamenii mi-au găsit un loc. N-am intrat niciodată într-o astfel de sală, arăta deosebit de biserica copilăriei mele. Nu era fum de lumânare, nu era nimic pictat pe pereți, nu era niciun preot îmbrăcat în odăjdii, nu erau bătrânele cu lumânări și cu tot felul de alte lucruri, după tradiția care mi era așa de familiară. Și uimit până peste cap, m-am așezat pe scaunul pe care mi s-a oferit și m-am uitat atent, nevoie mare la tot ce se întâmpla acolo. Coruri și tot felul de formații și de soliști care se vedeau că știu ce fac, au început să cânte. N-auzisem așa ceva în viața mea. Și în a doua parte, ca și în seara asta, s-a ridicat un bărbat destul de în vârstă și a început să vorbească din carte, carte din care a citit mai întâi. Când a început să vorbească, mi-am dat seama că trebuie să-l ascult pe omul ăsta. Și l-am ascultat până la capăt. A vorbit și el despre istoria unui om și în final a întrebat dacă istoria aceasta este una cu care se identifică cineva din sală. Spre sfârșitul predicii am fost foarte emoționat, am început să percep, să identific un sentiment de vinovăție care se căpăta proporții și se adâncea tot mai tare, aproape dominant. Și am simțit că îmi vine să plâng și spre groaza mea că nu mă pot opri.
Era un sentiment de vinovăție foarte accentuat. Omul ăsta l-a zugrăvit pe Dumnezeu ca fiind din calea afară de bun, de îngăduitor, de primitor și de mângâietor. Iar eu mă știam pe mine în fața acestui Dumnezeu un om murdar și mă miram că un Dumnezeu așa de bun vrea să se uite la un om ca mine. Crescând fără părinți, nimeni nu mi-a impus vreodată să nu fumez, să nu beau, să mă întorc acasă de vreme, să spun să rămână la oameni sau să merg la școală. Am făcut ce am vrut eu cu copilăria și tinerețea mea. Și imaginați-vă că la vârsta aceea nu știi să alegi și din nefericire alegi toate relele care ți se par oportunități. Am simțit că nu mă pot opri și am început să plâng. Am avut o experiență traumatizantă. M-am uitat la oamenii care erau lângă mine, în stânga și în dreapta, și m-am întrebat ce-or crede oamenii ăștia de mine. Că nu sunt zdravăn, că cine știe ce am făcut, că voi fi vreun dezechilibrat emoțional. Și predicatorul și-a încheiat predica spunând: dacă în seara aceasta aici în sală este cineva care se simte vinovat de viața lui, pe care a gestionat-o în mod greșit față de Dumnezeu care l-a creat, și dacă omul acesta caută o soluție ca să-și rezolve problema cu Dumnezeu, criza, adversitatea cu Dumnezeu, atunci eu vreau să mă rog pentru omul ăla. A fost aproape de încheiere și probabil că o să vă spun în încheiere ce am făcut atunci. Dar ceea ce am făcut atunci a schimbat radical viața mea și astăzi sunt probabil în al 31-lea an de la experiența aceea. Și nici nu știu unde aș fi fost, dacă aș mai fi fost și cum ar fi arătat viața mea astăzi, dacă nu aș fi fost în seara aceea, în sala aceea, să ascult predica aceea. Încheind paranteza aceasta, care am deschis-o cu scopul să spun de ce mă identific eu cu omul despre care am citit în Biblie, pe care îl chema Zacheu, vreau să vă spun mai întâi de ceva despre el. E important să-mi permiteți să-l aduc aici. Sunt 2000 de ani în urmă, dar am să-l trag, am să-l târăsc, o să-l aduc aici pe scenă ca să vi-l arăt. Și o să vă spun câte ceva despre omul ăsta. Ce spune Biblia despre el? Cum îl caracterizează? Mai întâi îl caracterizează ca un om bogat. Marele vis al oamenilor. O mare parte din viața mea am vrut să ajung bogat. Nu zic că mi-ar displace să fiu bogat acum, dar nu mai fac niciun efort ca să ajung bogat. Biblia ne prezintă bărbatul ăsta ca fiind un om bogat și pentru faptul că era vameș. Nu insinuiesc nimic, dar spune că era bogat și era vameș. El nu numai că era vameș, dar era șeful vameșilor, era șeful biroului de taxe și impozite. În limba română, când spunem vameș, ne referim la un lucrător vamal, de la vamă, de la graniță. Ei, în Biblie, cu 2000 de ani în urmă, vameș era persoana din loc care servea Imperiului Roman ce anexase Israelul ca și toată zona aceea, și omul ăsta strângea taxele pentru cezar de la fiecare persoană din oraș. Ierihonul era aproximativ la 8 km de Ierusalim, inclusiv de Ierusalimul de astăzi. Era într-o vale cu vreo 450 de km sub nivelul mării și cu vreo 1000 de metri, un kilometru aproximativ, sub nivelul Ierusalimului. Era un oraș extrem de prosper, care primea caravane de cămile ce făceau comerț și strângătorii aceștia de impozite strângeau sume fabuloase pentru cezarul de la Roma. Din acest motiv, evreii care îi urau pe romani, că erau dominanți, același sentiment avem noi față de turci, față de ruși, austro-ungari, toți cei care au tăbărât pe țărișoara asta și ne-au luat tot, ne-au mai rămas doar sufletul. Ei, așa simțeau ei pentru romani, dar Zacheu și echipa lui de vameș, de strângător de taxe și impozite, deși erau evrei, s-au vândut romanilor și concetățenii lor nu-i suportau, îi vedeau ca pe niște vânzători și trădători de neam. Însă, folosind oportunitățile pe care le oferea meseria ce o aveau, a ajuns bogat. Probabil că avea o casă mare, probabil că trăia pe un picior mare, probabil că se învârtea între oameni de nivelul lui economic, și Biblia ne spune că era bogat, ne spune că era un strângător de taxe și impozite, și de asemenea Biblia ne mai spune că era mic de statură. Nu știu cât de mic de statură, mă gândesc că asemenea mie sau mai mărunt decât mine. În comparație cu alții, probabil că era foarte mic de statură. Cam asta ne spune Biblia despre el. Cam așa îl caracterizează Biblia. Îl observăm pe omul acesta
că aude că Iisus Hristos, care în vremea aceea era în viața sa umană după ce se întrupase prin Fecioara Maria și a trăit aproximativ 33-34 de ani, după care a fost condamnat la moarte prin crucificare, la a treia zi a înviat, a patra zi s-a înălțat la cer și peste 10 zile, fiind Rusalile, cincizecimea, a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a început Biserica Noului Testament. Ei bine, în perioada aceasta, Hristos se întorcea la Ierusalim exact înainte de sărbătoarea patimilor. Era ultima intrare în Ierusalim venind din Galileea, din partea de nord, dinspre Siria, Libia, și intra în Ierusalim, urma săptămâna mare, la mijlocul căreia fusese prins, judecat de Pilat, de Irod, și apoi, sub presiunea preoților, a fost condamnat prin crucificare și, așa cum anticipam, a treia zi a înviat. Și Ierusalimul era la 8 km, iar Hristos trecea prin Ierihon. Omul ăsta bogat, vameșul ăsta, Zacheu ăsta, a auzit că trece Iisus. Și zor nevoie a vrut să-l vadă. Nu știu ce a fost în mintea și în inima lui, că Biblia nu spune, dar îmi pot imagina, când vrei să vezi pe cineva, înseamnă că ai interes în acel cineva și în mintea ta există oarece așteptări în legătură cu acel cineva. Așteptări emoționale, așteptări materiale, cine știe ce așteptări. De bani n-avea nevoie, că avea. Probabil că ceva cu sufletul, mă gândesc eu. Însă, omul ăsta se confruntă cu ceva bariere în dorința de a-L vedea pe Iisus. Și Biblia spune următorul lucru. Prima barieră sunt oamenii din jur. O să citez. Nu putea să-L vadă pe Iisus din pricina norodului, că era mic de statură. E ca și cum era cu un cap mai mărunt decât toți. Și dacă erau sute de, sau mii de oameni care umpleau strada, drumul ăla larg făcut de Imperiul Roman, că ăștia au fost renumiți în poduri, în viaducte, el nu putea să-L vadă pe Iisus Hristos, că era sub media oamenilor din jurul lui. Prima barieră, nu putea să-L vadă pe Hristos de oameni. Scumpii mei, atunci când îți propui să faci ceva religios, oamenii sunt prima piedică. Te ironizează. Bă, tu ești băiat serios? Ce cauți, mă, la biserică? Mă, în generația noastră nu-i comun să mergi la biserică. Hai, mă, să mergem la discotecă, să mergem la club. Să mergem, mă, am te supărat, te duci la biserică, care-i treaba cu tine? Bunica da, bunicul da, dar noi, mă, astăzi la biserică, ce-i cu tine, mă, omule, mă? Și ironia aceasta te doare și încerci ori să faci lucrul ăsta dacă îl simți în interior, să-ți împlinești nevoia pe furiș, ori de gura lor, ca nu cumva să te împingă la periferia relației cu ei, renunți. Oamenii întotdeauna sunt o problemă când vrei să fii non-conformist. Ca să nu te ironizeze, trebuie să fii la modă, trebuie să fii în trendul oamenilor. Dacă ești într-un cerc de prieteni și toți fumează, tu nu poți să nu fumezi, că zice, a, bă, bine, tu te duci acasă și te bate mama. Și ca să nu zică, să nu te vadă o fetiță, ți-a prins și tu o țigare. Eu așa m-am apucat de țigări la vârsta copilăriei, tinereții mele. Oamenii întotdeauna te influențează. Vreau să vă întreb, stimate doamne și domni, care ați crescut copii, poate unii dintre noastre sunteți la grupa numărul 2 de copii, adică nepoți, nu i-ați învățat dumneavoastră să nu mintă? Să vorbească frumos, să fie politicoși? Cât timp v-ați consumat ca să fie manierați? Să vină cu nota 10 și cu premiul 1? Și poate așa a fost până când s-au dus la generală sau poate la liceu. Și când au ajuns la liceu, tot mai puțin timp a petrecut cu dumneavoastră și tot mai mult cu alții, și mai ales cu unii dintre alții. Și alții i-au învățat să-și înceapă viața intimă la 12, 13, 14, 15, 16 ani? I-au învățat să ajungă la altar fără să mai fie virgin sau virgine? I-au învățat să fumeze, să mintă, să bea, unii dintre ei să ajungă alcoolici sau dependenți de droguri, de pornografie și cine mai știe ce? Și v-ați îngrozit când ați aflat cum și ce a ajuns copilul, care era ca un înger în primii 7 sau 10 ani în casele dumneavoastră. Întreb eu, cine i-a influențat? Fiecare dintre noi trăim, creștem într-un mediu de hrănire, un mediu care ne hrănește. Și când mănânci cârna stricați, bărbat sau femeie, te doare burta, 3 zile nu ești bun de nimic. Ei, când îți bagi în minte lucruri imorale, lucruri pervertite și n-ai minte să le evaluezi, că ești tinerel, ești necopt, și n-ai experiența vieții, ți se pare că tot ce găsești trebuie pus pe pâine. Numai dezamăgirile, anonimatul, singurătatea și suferința te vindecă. Și când ajungi pe la vârsta asta, începi să te luminezi. Dar nu mai e mult și ajungi în vârful dealului și s-a terminat.
Marea problemă este următoarea. Când părinții ajung la vârsta asta, știu ce vor, da? S-a dus viața. Și zic, nicio problemă că ne investim în copii, dar copiii nu vor să asculte. Și spune, babacule, știi ce? Mai lasă-mă că m-am săturat de sfaturile tale. Și începe și el ca și noi, adică pe aici, pe ocolite. Și când ajunge la vârsta asta, spune, aoleu, dreptate avea mama și tata, dar în zadar că mama nu mai este, iar el a ajuns la 52 de ani. Și spune și el ca și taică-s-o, nicio problemă că mă investesc în copii. Dar sigur că copilul spune, babacule, lasă-mă în pace. Și când copilul ajunge și el în jurul vârstei de 50 de ani, sătul de trădare, sătul de dezamăgire și de manipulare. Păi imaginați-vă o domnișoară de 16 ani, care se îndrăgostește de un bărbat căsătorit sau căsătorit și divorțat. Și mama încearcă să-i spună, mă, fata mea, mă, tu poți mai mult, mă. Mă, ascultă-mă, ăsta nu e un bărbat pentru tine, dacă are nevastă, draga mea, te va împărți, ca și cum îți cumperi o prăjitură și o împarți cu cineva. Tu o înghizitură, el o înghizitură. Mă, tu asta îți dorești de la viață? Și nu poate, pentru că nu mai gândește cu mintea. Mintea e în stand-by, gândește cu inima. Și inima nu ne-a fost dată să gândim. Și face pasul, își pierde totul, își pierde reputația, își pierde virginitatea, își pierde încrederea în ea, pierde respectul părinților, al comunității. Și toți băieții care-s de treabă se uită la ea ca la o vagabondă, iertați-mi expresia. Și toți o vor pentru o zi sau pentru o noapte. Însă niciunul nu-și leagă viața de un asemenea element. De ce? Pentru că și-a pierdut credibilitatea în fața comunității. Eu știu că poate vorbesc de o vreme deja apusă, dar nici nu mă interesează dacă e răsărit sau apus. Ceea ce am vrut să spun, stimații mei, este că noi trăim într-un mediu care ne influențează, într-un mediu de hrănire. V-ați gândit vreodată că copiii noștri pleacă din ce în ce mai de dimineață și se întorc din ce în ce mai târziu de la școală sau din altă parte, unde sunt influențați de oameni care n-au valorile noastre? Sunt printre dumneavoastră oameni care au încărunțit ca mine și care și-au pierdut un copil, deși trăiește, și poartă rușinea eșecului lor sau eșecul lui, al copilului, fată sau băiat. Cineva care a pierdut totul, nu i-a mai rămas decât un amărât de biologic în care se mai zbate neputincioasă o inimă, dar nu mai are nimic. Probabil că se gândește să se sinucidă. Nu vreau să dramatizez sau să devin patetic. Vreau doar să vă spun următorul lucru. E îngrozitor să ajungi înspre vârsta în care ar trebui să culegi roadele și când colo culegi doar dezamăgire și rușine. Și ți-e greu să mai ești, să te mai întâlnești cu oameni de vârsta ta, pentru că tu te confrunți cu un eșec care prin transfer a fi tată sau mamă vine peste tine rușinea de la un copil sau de la mai mulți. Nu l-ai învățat așa, dar a ajuns așa. De ce? Mediu de hrănire. Ei bine, acest Zacheu vrea să-l vadă pe Iisus, dar piedica pentru el erau oamenii. Eu nu puteam să mă fac de rușine în fața lor. Persoanele cu care eu mă întâlnesc, merg la film, la prăjitură, lucrez împreună la școală, eu vreau să par un macho în fața lor, nu unul condus de mama. De aceea eu nu o să fac nimic ce este non-conformist. Ei, Zacheu a vrut să facă ceva ce nu era la modă. Iisus la vremea aceea, sub presiunea preoților și a fariseilor vremii, n-avea o reputație bună, mai ales pentru clasa intelectuală și religioasă a societății. Și el vrea să-l vadă pe Iisus, dar nu putea din cauza oamenilor. Vreau să spun ceva, probabil chiar în seara asta, dacă nu cumva până acum sau dacă nu cumva de acum încolo, vei vrea să faci ceva din inimă, ceva ce simți că trebuie făcut și nu mai îți permis amâni. Și o să vezi că o să-ți fie greu să faci lucrul ăsta din cauza oamenilor. Dragul meu, o să spun ceva foarte dureros și neplăcut. Pe oamenii aceștia nu interesează de dumneata. M-ai auzit? Nu interesează. Când a fost gata să mori, a venit careva să te mângâie și să-ți spună, ține-te tare. Nu. Când era gata să-ți dai duhul și când banca ți-a luat apartamentul sau casa, să erau gata să ți-l ia, a interesat pe cineva de dumneata? Nu. De ce să faci complexe pentru niște străini care n-au nici cel mai mic interes pentru dumneata? Dacă un lucru știi că trebuie făcut, ascultă o recomandare respectoasă. Fă-l! Toată lumea să coboare, dacă știu că trebuie să urc, urc! Dumneavoastră puteți să vă dați seama că am ajuns la vârsta de 20 de ani și aveam 8 clase? Știți de ce aveam 8 clase? Pentru că am avut niște băieți care mi-au distrus copilăria. N-am avut un tată sau o mamă să pună mâna pe un nuiaș și să spună, bă, te duci la școală, băi, că o să ajungi un prăpădit de om.
Și m-am dus la 16 ani, am început clasa 9 și am plecat de la liceul de marină și m-am dus în șantierul naval din Giurgiu și m-am angajat ucenic să devin sudor și apoi lăcătuș mecanic și când m-am căsătorit, asta știam să fac. Munceam pentru nici nu mai știu cât, cred că 1650 de lei luam la vremea aceea. Cu 8 clase. Un băiat de 20 de ani cu 8 clase și a trebuit să fac liceul la Seral și apoi să o iau de la capăt 7-8-10 ani mai târziu cu copii după mine și după o fată care căreia îi spusesem că o să o fac fericită. Cu ce să o fac fericită? Bine că a avut răbdare cu mine. Dragii mei, uneori oamenii te opresc să faci ceea ce crezi că este corect sau te împing să faci ceea ce nu simți și faci numai ca să nu te faci de rușine în fața lor. Zacheu săracul s-a confruntat cu problema asta. Asta nu este ultima barieră pe care el a avut-o în intenția de a îl vedea, de a-l cunoaște pe Iisus Hristos și Biblia ne spune de asemenea că au mai fost și altele. Atunci când ne uităm în textul din Biblie, observăm următoarele. Prejudecățile oamenilor din jur despre Iisus. Oamenii din jur nu-L respectau pe Iisus Hristos. Numai oamenii săraci, pătura cea mai de jos îl respecta pe Iisus. Restul nu. El deranja foarte mult sistemul religios al vremii lui, pentru că era direct, transparent și le spunea oamenilor religioși din vremea aceea, de ce tot vă prezentați a fi religioși, în timp ce în sufletul vostru sunteți plini de dușmănie, de ură, de răutate? De ce sunteți ipocriți? De ce? Ei, oamenii aceia nu suportau să fie confruntați, pentru că aveau reputația lor, aveau imaginea lor în fața societății. Și spuneau despre Iisus, după cum citim în Biblie, că Iisus are drac. Și așa mai departe. Ei, Zacheu acum vrea să meargă spre cineva care nu era la modă în vremea aceea. Dacă nu vă supărați, după cum nu e la modă nici acum. Nu-i deloc la modă să mergi la biserică să te rogi, nu-i deloc la modă să citești Biblia, nu-i deloc la modă să-i spui cuiva, mă, nu vorbi așa, cinstește-ți părinții, respectă-ți, mă, părinții, că mama asta de care tu râzi astăzi, că e analfabetă, te-a purtat 9 luni în pântecele ei. Și toată copilăria ți-a dat tot ce a avut ea mai bun. Poate a mâncat gâtul de la găină sau ghearele alea și ți-a dat ție două picioare și un piept să-l mănânci să te faci mare. Și astăzi îți bași joc de ea că tu știi să navighezi pe internet, să intri pe Google și ea nu știe. Dacă îi spui asta cuiva, zice că ești moralist. Zacheu a avut multe piedici atunci când a vrut să-l găsească pe Iisus, să-l vadă pe Iisus. O altă piedică era serviciul lui. Păi nu mai imaginați-vă că oamenii din oraș îl cunoștea pe bărbatul acesta ca cel mai mare furăcios. Avea reputația unui derbedeu, unui șmecher, unui golan, unui derbedeu profesional. Și acum el îl căuta pe Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Păi iertați-mă, ce legătură să existe între unul și altul? Câtă încredere ai într-unul care avea stilul de viață al lui Zacheu și acum umblă pe lângă un preot ziua și noaptea. Păi ce cauți tu pe lângă un preot, mă, omule? Mă, tu ai viață de preot, de biserică, de Biblie? Tu ești incompatibil cu elemente de genul ăsta. Nu numai asta, Biblia ne spune că era un om foarte bogat. Nu mai imaginați-vă că cel mai bogat om din Târgoviște, pe care dumneavoastră îl știți, bogat, 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 cu o mașină extraordinară, cu casă, cu 50-100 de oameni care lucrează pentru el, acum vrea să-l vadă pe Iisus. Pe Iisus? Dar om de genul tău, de nivelul tău, acum asta îți mai lipsește, lucruri religioase. Și complexul acesta de factori făcea dificilă manifestarea interioară a lui Zacheu ca să se întâlnească cu Iisus Hristos. Însă pe lângă bariere erau și oportunități. Care? Una dintre ele. Biblia ne spune că Iisus trecea prin Ierihon. V-ați gândit vreodată că tocmai prin evenimentul din această seară, Iisus a fost cu 2000 de ani în urmă în mod biologic pe pământul acesta. Dar a murit, a înviat și s-a înălțat la cer și de atunci Biblia ne spune că stă la dreapta lui Dumnezeu, că e Dumnezeu alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Dar v-ați gândit că prin evenimentul acesta în memoria noastră este bombardată cu mesaje în legătură cu Dumnezeu și probabil încercăm chiar un sentiment de vinovăție. Poate am făcut lucruri care ne acuză. Îmi permiteți un exemplu, e puțin cam greu de spus și de auzit. Nu mai imaginați-vă că aici este o femeie care a făcut 1 sau 10 avorturi sau 5. Când se vorbește de Dumnezeu, de pedeapsa veșnică, de păcate, de plata păcatului, sigur că femeia imediat se gândește la să omoră un om și un om așa de nevinovat care este doar atâta?
Sau pot să dau alte exemple. Cineva care își înșală tovarășul de viață sau cine știe ce a mai făcut. Te mirce, tot felul de lucruri. Ei, persoana aceasta este destul de frământat sau frământată acum pe scaun. Ei, Zacheu, deși avea condiția aceasta socială, el a auzit că prin oraș trece Iisus Hristos și în ciuda la stilul lui de viață păcătos, omul ăsta și-a propus să-L vadă pe Iisus. Incompatibilitate, dar era dorința lui să-L vadă pe Iisus. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că el a auzit despre trecerea lui Iisus prin oraș, că s-ar putea să se întâmple evenimente de care nu știi, afli după ce s-au petrecut. Dar el a auzit suficient din timp ca să-și programeze să iasă în drumul spre Ierusalim, șoseaua mare, și să-L vadă și el pe Iisus. Numai că atunci când iese, nu poate să-L vadă. Și știți ce face? Găsește o soluție la criza, la problema lui. Se duce înainte și cum era el de 1,5 m, 1,60 m, nu știu cât o fi avut, se urcă într-un pom. Într-un pom de pe marginea drumului. Hai să fim serioși. Am auzit că aici în sală sunt persoane distinse, alese de populație în conducerea orașului. Imaginați-vă că un om de genul acesta, care este respectat și cunoscut în oraș, șeful poliției, un medic renumit, cineva de la primărie, un profesor, un director de școală, îl vedeți într-un pom din centrul orașului. Acum, iertați-mă că îndrăznesc să spun, cam ce părere aveți de dumnealui? Sigur că nu una grozavă, nu? Bă, nu te supăra, ești copil, numai în copilărie mă urcam în pom, om mare. N-ai ce să cauți în pom. E, ăsta s-a urcat în pom, dragii mei. Numai să-L vadă pe Iisus. Ăsta a plătit un preț să-L vadă pe Iisus Hristos. A plătit prețul ridicolului. A plătit prețul nonconformismului. Dom'le, înțeleg că ai ieșit pe trotuar să te uiți și tu, nu? Înțeleg, nu-i mare lucru. Dar să te urci în pom ca să-L poți vedea. Dar ce mă, cine este Iisus Hristos? Ce câștigi că-L vezi? Tu-ți permiți să te urci într-un pom să râdă lumea de tine? Păi asta-i treabă, mă, omule. Dacă Zacheu și-ar fi permis să spună, mă, oameni buni, voi nu înțelegeți că eu nu mai am somn noaptea. Eu am vrut să mă îmbogățesc și m-am pretat să-i fur pe oamenii sărași și bogați din orașul ăsta ca să mă îmbogățesc și cu prețul ăsta m-am îmbogățit. Nu mai pot să dorm, am un sentiment de vinovăție care mă trezește în fiecare noapte la 2 dimineața și mă învârt ca ușa în țâțâni. Ca șurubul în piuliță, mă învârt toată noaptea și nu mai mă ia somnul. Mă gândesc, dacă există Dumnezeu, eu ajung în iad. Dacă există o dreaptă judecată, eu mă duc în fundul iadului. Mă mănâncă viermii și mă arde focul. Am auzit că trece pe aici Iisus Hristos. Nu că mă urc în pom, m-aș urca și pe autogară sau pe gară, dacă aș ști că se rezolvă problema mea. Omul ăsta a avut un motiv interior. Noi nu suntem din sticlă să se vadă în noi. Dacă s-ar vedea în noi, uneori ne-ar place, uneori ne-ar displace. N-am putea să ne mai ascundem, că noi ne ascundem la nivelul gândului. Apropo, permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. V-ați gândit vreodată că singura instanță din toată justiția universală care condamnă gândurile și sentimentele este doar una dintre cele 10 porunci ale decalogului? Nicio justiție din lumea asta nu condamnă gândurile sau sentimentele, doar faptele. De ce? Pentru că nu poți avea dovadă pentru gânduri sau sentimente. Cine poate să se uite în inima mea și să-mi spună că ceea ce simt e greșit? Sau gândurile mele? Bă, de ce-l urăși pe ăla? Dar de unde știi că-l urăsc? Păi îți văd gândurile. Wow, ce complicat ar fi. Poate că și bine. Ei, dar singura justiție care condamnă gândurile și sentimentele este și justiția care poate aduce dovezi, adică care vede ce nu se vede. Justiția lui Dumnezeu. Apropo, stimați prieteni, v-ați gândit vreodată că ce simțiți Dumnezeu vede? V-ați gândit vreodată că ce gândiți Dumnezeu vede, ca și cum este scris așa pe un monitor? V-ați gândit că există o ființă pe care îl cheamă Creatorul, Dumnezeul cerului și al pământului, care știe absolut toate lucrurile, gânduri, sentimente, fapte, gesturi, atitudini, absolut tot, de când te-ai născut până astăzi? Indiferent cum te prezinți, ce ai vrea să pari, indiferent, te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Stau acum și mă gândesc, dacă unul dintre dumneavoastră ar ști totul despre mine sau despre altcineva de aici, n-ar fi chiar simplu. Zacheu folosește această oportunitate și devine ridicol pentru ca să își împlinească nevoia interioară. Mai mult de atât, el găsește această soluție urcându-se într-un pom. Haideți să ne uităm un pic de ce a făcut el asta. Omul ăsta a făcut lucrul ăsta ca să fie mântuit. Ce înseamnă mântuit?
Acest cuvânt este unul de natură religioasă și adevărul e că nu e foarte comun între noi oamenii. Noi folosim cuvinte care verbalizează stilul nostru de viață. Mântuirea este un cuvânt care definește iertarea lui Dumnezeu cu privire la un om. Când un om este mântuit, înseamnă că este iertat de Dumnezeu de absolut toată vinovăția lui de când s-a născut până astăzi. Este de dorit să fii mântuit? Evident. Ce se întâmplă dacă nu ești mântuit? Omul care nu e mântuit când moare merge în iad. N-are importanță dacă a fost religios sau nereligios, are importanță dacă a fost mântuit sau nemântuit, adică iertat sau neiertat. Ei, Zacheu caută mântuirea. Era normal să o caute, ca tot furat de la toți concetățenii lui. Și atunci omul și-a dorit iertarea, și-a dorit eliberarea, a vrut să doarmă liniștit, să nu-l mai mustre conștiința, să scape de sentimentul de vinovăție, care este mai apăsător decât orice alt sentiment. Și a căutat mântuirea. Haideți să ne uităm un pic în textul pe care l-am citit și să vedem cam ce spune Biblia despre mântuirea aceasta. În primul rând spune că este personală. Este personală. De unde știu că e personală? Păi Iisus Hristos ajunge sub pom, se uită la el și spune: Zachee, s-a adresat unui om în mod personal. Stimații mei, cele mai multe lucruri din viața noastră sunt bunuri comune. Autobuzul numărul 3, care zic așa fără să știu dacă există autobuzul numărul 3, care trece pe aici, nu-i personal. Mașina mea e personală, dar și pe aia o ia soția, copiii, prietenii. Dar știți că avem lucruri personale în viață? A mânca e o chestiune absolut personală. Eu sunt un om destul de ocupat ca și dumneavoastră și mi-ar place să-i pot spune: du-te, te rog frumos, și mănâncă tu pentru mine că sunt ocupat. Și să-mi treacă foamea, dar nu se poate. Îmi fac 5 minute timp și măcar un sandwich mănânc, chiar dacă cu una fac altceva și cu una mănânc, dar a mânca e personal. Dom'le, dacă nu vrei să mănânci, mor de foame, că eu când mănânc în locul dumitale, se duce în stomacul meu, nu în al dumitale. E personal să mănânci, e personal să bei apă, e personal să dormi și mai sunt alte câteva absolut personale. Stimații mei, doamne și domni, mântuirea este absolut personală. E între dumneata și Dumnezeu. Absolut personal. Absolut personal. Nu te înlocuiește nimeni. Nu poate rezolva altcineva. Absolut nimeni. Dumneata sau nimeni altcineva. Mântuirea este personală. Nu numai că este personală, dacă ne uităm în textul Bibliei pe care l-am citit, mântuirea este urgentă. Biblia ne spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a zis lui Zacheu: Zachee, dă-te jos de grabă, repede, omule. Mântuirea este urgentă. Stimații mei, dacă am fi într-un pericol, ar fi urgent să fim scăpați? Ați observat în Nepal, cu tremurul ăla de acum o lună de zile, plus minus, nu mai știu? Ați văzut videoclipul acela când pe un coridor, într-o clădire uriașă, sub moloz, pe care călcau oamenii, au descoperit un baby, cred că era o fetiță. Era plină de praf, avea în urechi, în gură, praf, țărână, resturi de moloz. Și pur și simplu încă mai supraviețuia. N-a murit. Dar mă gândesc că era în ultimile clipe, că era, cred că, la 24 de ore după cutremur. Dacă mai trecea o oră, murea. A fost urgent să o găsească? Evident. Fiecare secundă conta. Puteți să acceptați că mântuirea este urgentă? Știți din ce motiv? Dacă un om moare nemântuit, merge în iad. Hai să presupunem că unii dintre noi nu credem acest adevăr. Nu credem că nu-l credem. Dar să presupunem că adevărul acesta este adevărat și toți acceptăm că este adevărat. Dacă adevărul acesta ar fi adevărat și mie cineva mi-ar spune: mă, omule, tu știi când mori? Eu aș recunoaște: nu știu, domnule. Accepți că în mod potențial poți muri chiar acum? Și eu îi spun: da, domnule, în mod potențial accept că pot muri chiar acum. E, vreau să-ți spun ceva. Știi că dacă mori, mergi în iad? Da. Păi bine, dacă știi că mergi în iad și accepți și adevărul că acum poți muri, nu este așa că ar trebui în mod normal să te mântuiești chiar în clipa asta, că în cea următoare poți muri? Și eu aș recunoaște: da, domnule, trebuie să mă mântuiesc chiar acum, că nu vreau să merg în iad. Ce este iadul? E o formă de pedeapsă pentru oamenii care au încălcat legile lui Dumnezeu, nu la nivel accidental. S-a întâmplat odată în viață că am trecut pe roșu. Nu, ci ori de câte ori conduce mașina, numai pe roșu trece. Ce ați zice despre un astfel de șofer din Târgoviște?
Mântuirea este urgentă. Mai mult de atât, este obligatorie. Știți ce îi spune Iisus Hristos? Zacheie, dă-te jos pentru că astăzi trebuie. Trebuie se numește imperativ. Trebuie. Trebuie să vin în casa ta, trebuie să vin în viața ta. Sunt lucruri care nu-mi plac. Când m-am căsătorit cu Carmen, cu 31 de ani în urmă, a fost complicat. Probabil ca la fiecare, dar nu vreau să devin indiscret. Mi-am dat seama că încet, încet am început să-mi dau seama că este extrem de diferită de mine. În primul rând că e femeie și femeile sunt foarte diferite de bărbați, dintr-o grămadă de motive, constituția lor. Să nu spun că din cap începând, de la creier, peste tot, sunt o grămadă, o imensitate de diferențe. Dar mai sunt diferențe culturale. Unul a crescut într-o familie unde mama hotăra, ținea banii, făcea planurile, în alta tata, unii beau cafea, alții ceai, unii... diferențe. Și eu nu știu, că n-aveam nevoie să știu că era prima oară când mă căsătoresc. Și m-am trezit lângă cineva foarte diferit și dânsa vrea să, eu invers și tot așa. Și a trebuit să gestionăm diferențele astea și ne-a luat frâna în doi, în mare. E bine, vorbind despre lucrurile astea și despre diferențe de genul acesta, aș vrea să vă aduc aminte despre faptul că mi-am dat seama că dacă nu schimb anumite lucruri în viața mea, să schimb eu cam jumate, să schimbe Carmen cam jumate și să ajungem la un numitor comun. Ne vom certa toată ziua. Și am fost eu liniștit înainte să mă căsătoresc și acum nu mai am liniște. Păi, frații mei, eu nu m-am căsătorit să mă cer cu ființa pe care am spus te iubesc, nevoie mare, te rog frumos, acceptă dragostea mea, vino după mine că o să te fac fericită. Ce fericire că toată ziua... Și am zis, Doamne, trebuie să mai las de la mine. Dacă văd că insistă neapărat, băiatule, și mă convinge, mi-explică că e adevărat, ok. Dar 20 de ani făcusem lucrurile invers și era automatism să le fac așa. Simțeam să le fac așa. Și am zis în mintea mea, ok, trebuie să mă schimb. Și m-am schimbat, dar nu mi-a plăcut că m-am schimbat. Mi-am schimbat că trebuie. Când ajung la semafor, de cele mai multe ori mă grăbesc și dacă e pe roșu, vreau să vă spun că mă mănâncă toată pielea ca să stau acolo să aștept 30 de secunde sau un minut sau două când eu mă grăbesc. Oricum am întârziat. Acum întârzi mai mult să aștept o amărâtă de culoare să se schimbe. Dar știți de ce aștept? Simplu. Trebuie. Eu nu, de obicei nu iau medicamente. Și Carmen, toată ziua după mine, dacă îi spun că mă doare capul, poc, umblă în poșetă și scoate un medicament. Și spune, eu îi spun, nu mulțumesc, nu iau medicament. Spune, mă, omule, ce rost are să doară capul? Îi spun, las că întrece. Nu știu să explic de ce nu-mi plac medicamentele, dar nu-mi plac. Și până la urmă, dacă mă doare foarte tare capul, știți ce fac? Înghid, nu unul, două, dar știți de ce? Trebuie. Există în viața noastră un amărât de trebuie. Trebuie să te duci la școală. Acum, nu te bucura că ești în vacanță, dar știi cât e vacanța de scurtă, uite atât. Și apoi știi ce se întâmplă? Trebuie să te duci la școală. Și mâine dimineață când sună ceasul, complicat când sună ceasul dimineață, trebuie să te trezești, să te duci la lucru. La lucrul ăla de unde mergi de 20 de ani și te-ai săturat până peste cap de el. Ai vrea vacanță să te duci la mare. Însă trebuie. Ai un șef care e complicat. Trebuie, trebuie, trebuie. Trebuie să o asculți pe mama. Trebuie. Trebuie să vină Nino Nino după dumneata și spune strași pe dreapta, trebuie. Foarte multe lucruri în viața asta trebuie, trebuie, trebuie. Vrei, nu vrei, trebuie. Uitați ce zice bietul Zacheu după 2000 de ani de istorie. Iisus i-a zis, trebuie să intru în viața ta. Și Zacheu se dă ascultător jos din pom și observați că face niște declarații care confirmă o schimbare petrecută în inima lui. Zice așa. Și aceasta este dovada că în inima lui, în interiorul lui, se întâmplă anumite schimbări. În primul rând își recunoaște vinovăția. Oamenii de obicei sunt aroganți? Da. Ce zice copilul când îți dai seama că a făcut o greșeală? Îl întrebi. Tu ai făcut asta? Nu. Dar cine? Sorul mea. Sorul sa săracă. E străină de situație. Dar el, ca să scape de, că știe ce l-așteaptă, sorul mea, nu vrea să-și asume vinovăția. Care dintre noi se simte confortabil să spună, iartă-mă, te rog frumos, eu am făcut asta? Niciunul dintre noi nu se simte. Numai dacă e o persoană disciplinată și își folosește principiile, punându-le deasupra sentimentelor și spune, da, domne, mi-e rușine, recunosc, eu am făcut, iartă-mă, te rog. Știi ce face Zacheu? Își recunoaște vinovăția și spune așa,
eu am nedreptățit. Eu am nedreptățit. Îi dau înapoi pentru 100 de euro, îi dau 400 de euro înapoi și alea 300 de pe deasupra e un fel de impozit și de recompensă pentru că l-am dezonorat. Mi-am folosit autoritatea ca să-l jupoi. Observați cum omul ăsta și-a manifestat sentimentul de vinovăție? E ușor să mergi la biserică, dar să n-ai niciun sentiment de vinovăție. Fumezi, bei, minți, îți înșel nevasta sau bărbatul, îți neglijezi copiii, îți păcălești șeful, te uiți la pornografie, iertați-mă, și nu te simți deloc vinovat. Ai o bătrână mamă pe care ai abandonat-o în satul în care te-ai născut și au vecinii grijă de ea. Și nu te simți vinovat. Ea a avut timp de dumneata când ai fost mic. Dumneata n-ai timp de ea acum când e bătrână și neputincioasă. Și mai are 2 zile de trăit. Și la urmă îi faci pomeni regești. Întreb eu, ce-i mai folosește pomana? Acum mai mișcă, du-te și dă-i o floare. Dă-i respect, spune-i să rumâna, sună, dă un telefon. Ajută-o să simtă că nu degeaba a purtat pe cineva în pântece 9 luni de zile și și-a stricat toată tinerețea. Poate fără bărbat a crescut 1 sau 10 copii. De ce am ajuns așa? Cine a pocit în felul ăsta generația noastră? Unde-i mila? Știți ce face prăpăditul ăsta, șmecherul ăsta, furăciosul ăsta? Se simte vinovat. Când? Când se întâlnește cu Iisus Hristos. Până să se întâlnească cu Iisus Hristos, a furat ca în codru. Un bandit și un tâlhar. Și când se întâlnește cu Iisus Hristos, îl apucă pocăința. Și spune, mă simt vinovat. Dar să știi că mă duc și înapoi la oamenii pe care i-am furat, le dau un pătrit, le dau înapoi. Dragul meu, dacă mergi la biserică și nu te simți vinovat de nimic, dă-mi voie să spun următorul lucru. Te duci la școală și rămâi repetent an după an. E același lucru. Adică nu ești eficient. Când mergi la biserică, nu te întâlnești cu preotul. Preotul e un om ca dumneata. Și el se operează de apendicită, și el își scoate măseaua de minte, și el cumpără salam și cașcaval și roșii ca dumneata. E un om. Dumnezeu nu cumpără și nu-și face operație de apendicită. Când mergi la biserică, te întâlnești cu Dumnezeu. Nu se vede, că Dumnezeu nu se vede, dar eu vreau să vă întreb, curentul electric se vede? Nu. Înseamnă că nu există. Ba da, există. Păi arătați-mi-l dacă există. Păi nu se vede. E, domnilor, dacă se vede, arătați. Dacă există, să se vadă. Dacă nu se vede, nu există. Dar gândurile se văd? Nu. Înseamnă că nu există. Dar sentimentele se văd? Nu. Înseamnă că nu există. Funcționează raționamentul? Nu. Sunt lucruri care nu se văd imateriale? Evident. O să mai fac un pic de paranteză. Noi oameni avem câteva metode la dispoziție să identificăm lucrurile din orizontul nostru material. Care este cel mai des folosit, cea mai des folosită metodă pentru a percepe lumea în care trăim? Simțurile. Se numesc percepții senzoriale. Cele mai evidente dintre ele sunt în număr de 5. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Numai imaginați-vă că eu mă duc încolo și n-aș vedea. Acum uitați-vă ce se întâmplă dacă n-aș vedea. Nu? Sau vin la dumneavoastră și... Imaginați-vă ce se întâmplă să n-auzi. Imaginați-vă ce se întâmplă să nu ai simțul tactil, să pui mâna pe o sobă încinsă și pur și simplu mâna ta să sardă, să se distrugă și tu să nu simți. Iată dar că simțurile cu care ne-a dotat Dumnezeu sunt primele metode de a percepe lumea în care trăim. Persoanele care au unul sau mai multe simțuri lipsă se numesc persoane cu handicap. Acum eu vreau să vă întreb, poți să-L vezi pe Dumnezeu? Răspunsul corect este nu. După cum nu poți să vezi curentul electric, Dumnezeu este invizibil, e spirit, spiritul nu se vede. Când omul moare și iese spiritul din el, iese duhul de viață din el și îi rămâne trupul care se răcește și intră în putrefacție și îl punem în pământ. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați asistat la cineva care a murit chiar în prezența dumneavoastră. Ați văzut că a ieșit ceva din gură? Nu. Dar să știți că a ieșit spiritul, duhul de viață. Îi zicem noi și-a dat sufletul, și-a dat duhul. Dar nu se vede, duhul este imaterial. N-are esență, n-are compoziție materială, nu se vede. Noi nu o să-L vedem niciodată pe Dumnezeu, să nu vă așteptați să-L vedem, pentru că este ridicol să vrem să vedem ce nu se vede. O a doua metodă este metoda prin comparație, adică
Dacă eu vreau să vă explic dumneavoastră cum este un submarin sau un avion, să presupunem că cineva n-a văzut niciodată un submarin sau un avion, cum aș putea eu să explic? Cel mai simplu ar fi să găsesc un element vizibil pe care el îl cunoaște, care este asemănător ca formă cu... Care e asemănător cu submarinul? Peștele. Dar cu avionul? Pasărea. Îi arăți la un om un pește și îi spui, vezi asta? E, submarinul e la fel decât că e uriaș, e din tablă și are oameni în el. Iei un porumbel și spui, vezi asta? Așa e un avion. E mare, e din tablă și are oameni în el. Și prin comparație cu elementul vizibil, îi explici cum e cineva care nu se vede. Ei, hai să aduc pe cineva care seamănă cu Dumnezeu și să vă spun, dragii mei, vedeți asta? Ei, așa e Dumnezeu, decât că e mai mare, e din tablă și are oameni în el. Cam ce aș putea să vă arăt cine seamănă cu Dumnezeu? Știți ce spune Biblia? N-are în cer asemănare, n-are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Dumnezeu e unic. Știți câte elemente suntem noi? 7 miliarde. Dumnezeu este unic. Fără sfârșit, fără început, fără asemănare, sfânt la modul absolut, atotputernic, atotștiutor, etern. E imposibil să-L înțelegem. O furnică nu ne poate înțelege pe noi. Este peste capacitatea ei constituțională. Nu-și poate depăși limitele. N-are cum o furnică, oricât de deșteaptă ar fi. Nu poate să înțeleagă decât lumea furnicilor. Cum să înțeleagă o furnică cum e un om atât de complex, o ființă rațională, care verbalizează? Tot la fel noi încercăm să înțelegem cum e Dumnezeu. Stimaților, nu se poate. E mult dincolo de condiția și capacitatea noastră de a-L înțelege. O ultimă metodă de a descoperi lucrurile din jurul nostru, de a le înțelege, de a le cunoaște, este metoda științifică. Asta se numesc postulate. Bă, ei duci în laborator, pui la microscop și în urma observațiilor și analizelor, dacă în mod repetat există aceleași rezultate, se creează o regulă, o lege. Dar cum îl târâm pe Dumnezeu în laborator să îi luăm ADN-ul? Cum? Ce înălțime are? Ce greutate are? Ce culoare are? Cum are părul? Când s-a născut? Vedeți, vorbim despre cineva care este absolutalmente dintr-o altă lume, o lume eternă, infinită, spirituală, care nu se potrivește absolut deloc cu noi și noi încercăm să o înțelegem prin comparație cu noi, dar comparația nu funcționează. Hai să compare beata furnică cu mine. Păi ăsta de ce are doar două picioare și eu mai multe? Spuneți-mi asta, de ce? Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun că Zacheu și-a recunoscut vinovăția. Înainte să se întâlnească cu Hristos, a mărit, a amplificat vinovăția, furând după ce a furat, furând după ce a furat, continuând să fure. Când s-a întâlnit cu Hristos, s-a simțit vinovat. Stimații mei, cartea aceasta conține cuvintele care cu 2000 de ani în urmă au ieșit din gura lui Iisus Hristos. Există careva dintre noi aici care are un sentiment de vinovăție pentru lucrurile vinovate? Sunt lucruri pe care astăzi regreți că le-ai făcut? Vreau să te întreb ceva. Este normal cel care trece pe culoarea roșie a semaforului în calitate de conducător auto să fie amendat? Dumneavoastră, ce părere aveți? Este normal să fie amendat? Da, e normal. De ce e normal? Pentru că perpendicular, adică invers, în timp ce omul trece așa pe roșu, aici e verde. Și să presupunem că trece fiica dumitale de 20 de ani care tocmai și-a luat permis. Și i-a împrumutat mașina să se bucure și ea că și-a zborul acum. Și știi ce face ăsta când trece invers? O omoară. E grav să treci pe roșu? Da. Ar trebui amendat omul? Da. Cine are autoritate să amendeze? Polițistul. Polițistul e rău dacă amendează pe cineva care trece pe roșu? Nu, e drept. Acum ne oprim și ne mutăm aici la un alt exemplu. Vă puteți imagina intersecția vieții? Eu și dumneata amândoi cu câte o mașină. Este mașina zilelor pe care ni l-a dat Dumnezeu și acțiunile noastre. Și intersecția vieții este peste tot. Intersecția minciunii, intersecția și
șirul este fără sfârșit. Și treci pe roșu pentru că așa simți. Regulile nu se potrivesc cu ce simți dumneata. Regulile se potrivesc cu ce scrie în codul rutier. N-are importanță ce simți. Că dumneata simți să treci pe roșu, că te grăbești, însoțești un prieten care ai venit dintr-un oraș străin și el stă în față și spune ține-te după mine și el s-a dus și ai rămas la roșu și nu mai știi pe unde te mai duci. Și zici, domne, trec pe roșu că explic la polițist. Știi ce spune polițistul? Dă, domne, încoace 100 de euro, lasă-mă cu explicațiile dumitale. Eu nu sunt popă să te mărturisești la mine. Mie îmi trebuie amendă. Ai trecut pe roșu, poftim amenda. E corect, corect. Acum eu vă întreb, când treci pe roșu la intersecția vieții și autoritatea din universul acesta te vede, știi cum se numește ce ai făcut? Păcat. Știi care e plata pentru păcat? Amenda pentru păcat? Moartea în iad. Câte păcate trebuie să faci ca să fii amendat? Păi de câte ori trebuie să treci pe roșu ca să fii amendat? Polițistul are o agendă și spune, te-am prins a patra oară, acum te amendezi. Nu, nu, nu. Ori de câte ori treci, se numește încălcare de lege și ești amendat. Spun eu întâmplarea asta uneori. Să zicem că mergem în gazdă la cine, mergem în vizită la cineva și vrea să facă o prăjitură, un cake și să zicem că îl face din 11 ouă sau din 9 sau din 10. Nu mă pricep la asta prea mult, așa că trec fugitiv peste exemplu. Și în timp ce le sparge într-un bol și le învârte cu mixerul ăla, realizează că unul dintre ouăle care l-a spart și l-a pus acolo și l-a învârtit e stricat. Acum eu mă gândesc așa ca un bărbat. 10 din 10 ouă, 9 bune, unul rău, ok. Hai să zicem invers, ca să fie mai digerabil subiectul. 100 de ouă am pus acolo și 99 bune, unul rău. Acum să nu vă supărați. Ce contează unul în timp ce 99 de calitate? E cineva care ar vrea să mănânce din prăjitura aia? Nu. N-am timp să spun că 1.000.000 de ouă și așa mai departe, dar mă opresc și vă spun următorul lucru. Într-o viață demnă și cinstită, este un nou stricat. Va mânca Dumnezeu? Va primi viața aia? Puteți să fiți cinstiți? Puteți? Există în viața mea un nou stricat? Să vă spun da? Indiferent ce vă spun mea, să știți că există. Există în viața dumitale un nou stricat? Ai mințit vreodată? Ai furat? Te-ai gândit rău? Ai urât? Te-ai răzbunat? Păcate de comitere, de omitere? Da? Nu vreau să stric seara. Dar eu nu știu să fac altceva, pentru că aceasta este ceea ce fac de 31 de ani. Vorbesc din partea lui Dumnezeu din această carte, nu pentru că sunt un om desăvârșit. Eu sunt un om ca dumneata. Absolut ca dumneata. Să în această seară vreau să spun următorul lucru. Ai o mare problemă. Ești dat în urmărire generală de Dumnezeu pentru că ai trecut pe roșu la intersecția vieții. Ai păcătuit. Plata păcatului este moartea. Să nu-mi spui că nu te interesează, că ar fi ridicol. Te interesează. Când te doare măseaua, te interesează. Când îți moare cineva drag, te interesează. Când ți-e foame și n-ai ce mânca, te interesează. Când ești de operat, ba chiar semnesc că te taie pe burtă ca pe pește, în speranța că o să fie bine după operație, te interesează. Vrei să-mi spui că te duci în iad și nu te interesează? Suntem oameni mari. Ai o soluție pentru problema aceasta? Poți să-ți aduci aminte de Zacheu? Soluția lui a fost Iisus Hristos. A vrut să-l vadă, din acest motiv a vrut să-l vadă. Știți ce spune Biblia? Pavel îi spune lui Timotei într-o epistolă a Vechiului Testament undeva spre sfârșit. Există un singur Dumnezeu. Și un singur mântuitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. El de aceea s-a întrupat pe pământ. El n-a fost o victimă a unui sistem de judecată corupt. El s-a întrupat ca să moară. Să moară în locul oamenilor. Zilele trecute am fost cu un alt grup la Blaj și undeva într-o sală ca asta am spus întâmplarea lui despre Garcia. Garcia a fost liderul unei grupări care încerca să răstoarne comunismul din țara lor. Strânsese foarte mulți oameni, ceva provizie și avea un plan să răstoarne comunismul care distrusese țara.
Dar unul dintre generalii lui a venit și i-a spus că sistematic cineva fură din magazia de alimente, și așa nu mai sunt suficiente. Și Garcia, potrivit regulilor pe care le avea în comunitatea lor, a spus următorul lucru: știi regula, 40 de lovituri dacă îl prinzi pe cel ce fură. A doua zi a venit din nou generalul acesta al lui și a spus: l-am prins pe cel ce fură. După regulă, 40 de lovituri. Nu pot să-i dau 40 de lovituri, pentru că știi cine a furat? Maica ta. Și Garcia a spus: indiferent cine, regula este pentru toată lumea. Adu aici 40 de lovituri. A adus-o pe bătrâna lui mamă, care a fost pusă într-o situație foarte complicată, tremurând a venit acolo rușinoasă, speriată, și Garcia a spus: unde este cel cu biciu? Să vină. Și a ridicat cămașa, s-a dus la mama lui și i-a spus următorul lucru: ridică-te și du-te acolo. Iar el s-a așezat așa cu fața în jos și i-a spus celui care avea biciul în mână: pedepsește-mă cu 40 de lovituri de bici în locul mamei mele, pentru că vreau să fiu drept chiar și cu mama mea. Iar el a acceptat să fie pedepsit pentru ca să nu fie corupt, nici măcar cu maică sa. Nimeni n-a putut să zică nimic, dreptatea a fost împlinită, a fost aplicată, numai că altcineva s-a așezat sub pedeapsă din dragoste pentru adevăratul vinovat. Știți cine era adevăratul vinovat? Zacheu. Știți cine era adevăratul vinovat? Luigi Mițoi. Știți cine este adevăratul vinovat? Probabil că stă aici undeva pe bancă. Dar știți cine și-a asumat vinovăția? Cu 2000 de ani în urmă Dumnezeu s-a făcut om. Nu se poate explica cum. S-a întrupat printr-o fată virgină, necăsătorită, o fecioară. Și știți ce a făcut? L-au dus la Golgota. I-au bătut piroaie, mâini și în picioare și l-au crucificat după obiceiul romanilor de a condamna la moarte pe cineva. Și în timp ce era pe cruce, înainte să-și dea Duhul, a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și a dat Duhul spunând: în mâinile tale mi încredințez Duhul. Golgota este locul unde Garcia a fost bătut în locul mamei sale. Golgota este locul unde Hristos a fost omorât în locul meu. El a murit moartea mea și a suferit suferința mea. El a luat chitanța aceea pe care o dă polițistul, a mers la biroul unde trebuie plătită, a plătit-o pe banii lui, a venit și mi-a adus chitanța și a spus: domnule, amenda ți-a plătit. Dar cine a plătit-o? Eu. De ce? Din dragoste. Și a plecat. Nu mai am nicio problemă cu legea, problema mea a fost rezolvată, dar eu n-am plătit nicio amendă. Altcineva a plătit-o în locul meu. În seara asta, dragul meu prieten, probabil că nu mai crezi în iubire. Ai fost manipulat, vândut, trădat, mințit, doar pentru că ești fată sau probabil că ai bani sau probabil că ești tânăr sau probabil că ai o poziție și nu mai crezi în dragoste. Această carte este dovada că există dragoste. N-a reușit nimeni să o distrugă, măcar că toți au vrut să o distrugă. Știți ce a spus Voltaire înainte să moară? La 100 de ani după moartea mea nu vor mai exista Biblii și creștinismul va fi șters de pe fața pământului. Știți ce s-a întâmplat la 100 de ani după moartea lui? Casa lui a devenit depozit de Biblii și creștinismul era într-o ascensiune extraordinară. Unde e Voltaire astăzi? În țărâna pământului, la munca viermii. Unde este Biblia? Poftiți. Unde este creștinismul? Eu sunt un creștin născut din nou. Mă uit la dumneavoastră, oameni ca mine, și știu că asemenea unui licurici, eu și dumneata suntem în viață. Putem să luăm decizii, da sau nu. Putem să ne urcăm într-un pom în timp ce alții râd de noi, dar noi în suflet avem un foc. Știm că trebuie să ne rezolvăm problema. Uneori când se foame, furi. Nu-i normal, dar decât să mori. În seara asta vreau să întreb. E întrebarea care mi-a schimbat mie viața cu 31 de ani în urmă. E cineva aici, întreba predicatorul în încheierea predicii de atunci, care simțindu-se vinovat, nu schimbându-și biserica, credința, nu, ci primindu-L pe Iisus Hristos care a murit la cruce, pe Golgota, să-L primească ca pe Mântuitorul lui personal, Cel care L-a înlocuit în moarte, să-L primească în inima Lui, prin credința din mintea Lui,
și prin căință. Remușcarea este funcția intelectului. Regretul este funcția inimii, iar renunțarea este funcția voinței. În seara aceasta vreau să întreb și eu, ca omul ăla atunci, întrebare care mi-a schimbat mie viața. E cineva aici în această seară care se simte vinovat în fața lui Dumnezeu? E cineva care vrea să trăiască restul vieții iertat, binecuvântat și îmbrățișat de Dumnezeul care i-a dat zile? Iar când va ajunge dincolo în moarte veșnică, o experiență de care n-a fugit niciun om până acum și nici nu o să fugă vreodată, să meargă în rai și să trăiască veșnic, nu sub o sândă, după cum ar cuveni, pentru că Iisus a luat o sândă, noi ne revendicăm în numele Lui moștenirea de a fi iertați. Dacă n-ați făcut lucrul acesta atunci, l-ați făcut acum. Te întreb pe dumneata care ești aici, pentru că n-aș vrea să merg acasă făcându-mă vinovat în fața lui Dumnezeu că nu te-am invitat să faci asta. Închei spunându-vă o întâmplare petrecută în orașul de unde noi venim. Toți oamenii credincioși din mișcarea evanghelică au auzit despre Moody. El a fost un mare, foarte mare predicator al acestei cărți. Și în orașul Chicago el a predicat Evanghelia, ceva de genul ăsta se numește evangelizare, pentru o săptămână întreagă. Și în fiecare seară după ce a predicat a spus: oameni buni, vrea cineva să-și predea viața lui Iisus, să se căiască de păcate și să creadă în Iisus Hristos care e Fiul lui Dumnezeu? Dacă da, să vină aici că vreau să mă rog pentru el, Dumnezeu să-l ierte și să-l mântuiască și să aibă viață veșnică, să-i scrie Dumnezeu numele în cartea vieții. Și a făcut asta luni, marți, miercuri, joi, vineri. Și sâmbătă, când s-a terminat întâlnirea, cântece, predică, rugăciune, plâns, lacrimi, a făcut aceeași chemare, să vină aici cine vrea să-și predea viața lui Dumnezeu. Și în timp ce oamenii au încercat să se ridice, el a spus: totuși, scuzați-mă, reocupați-vă locurile. În seara asta nu mai facem asta. Mâine seara e ultima seară, duminică. Vă rog frumos să reveniți și mai aduceți cu dumneavoastră un prieten. O să predic din nou Evanghelia și atunci o să vă invit să veniți și o să mă rog pentru dumneavoastră. Știți ce s-a întâmplat? E istorie. În noaptea aceea orașul a ars din temelie și Moody, predicatorul ăsta, a mai trăit un număr de ani cu un sentiment de vinovăție inexprimabil, spunând: Doamne, din mâna cui vei cere sângele celor care au murit arși de foc, nemântuiți, pentru că atunci când au vrut să se mântuiască, eu le-am spus: nu acum, mâine. Un mâine care n-a mai existat pentru ei. În seara aceasta, eu v-am spus din această carte, eu nu m-am născut cu ea în mână, n-am scris-o eu. Când eu m-am născut în octombrie 62, cartea aceasta era de mii de ani în mâinile oamenilor. Am început și eu să citesc mai târziu. Cartea aceasta este scrisă de Dumnezeu care i-a inspirat pe oameni. Însă vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei. Este cineva aici care vrea să scape de păcate, de vinovăție, de iad, de moarte veșnică și să primească iertare? Eu nu pot să iert pe nimeni, nici pe mine, nici pe soția mea, nici pe copiii mei. Deși mi-am dedicat viața să fiu un pastor și un predicator al Evangheliei, eu sunt un om. Însă Iisus Hristos, care a murit pentru oameni și care e Dumnezeu întrupat, El e singurul care poate ierta păcatele. Aș vrea să mă rog pentru dumneata, dacă în seara aceasta vrei să-ți predai viața Domnului și vrei să devii mântuit. Predica mea s-a încheiat și eu nu pot să fac nimic mai mult pentru dumneata decât să-ți spun ce scrie Biblia. De aici încolo, dumneata faci ce vrei cu viața care ți aparține pentru încă o bucată de timp. Poți să-i spui: du-te, nu o să mă urc niciodată într-un pom pentru tine, nu vreau să te văd, nu vreau să am nicio legătură cu tine, mi-ajunge bogăția și reputația mea, stau liniștit în orașul meu, sunt un om bogat, n-am nevoie de tine, nazarineanule, Iisus născut în Nazaret. Sau poți să spui: iartă-mă, te rog, că am acumulat prea multă vinovăție, știu că mă duc în iad și nu acolo vreau să merg. M-am chinuit destul în lumea aceasta, știu că mă iubești, știu că ții la mine, doar n-ai murit pentru mine din ură, ci din dragoste. Dacă mă iubești, o să te urmez, o să vin la tine, pentru că în palmele tale este dovada că ții la mine. De aceea ai murit pentru mine, că mă iubești. Vreau să vă invit, stimații mei, în încheiere, să vă ridicați în picioare.
Și vreau să întreb dacă este cineva aici care vrea să-L primească pe Iisus Hristos prin credință în inimă, să fac o rugăciune pentru persoana sau pentru persoanele acelea. Dacă da, și vreau să vă rog să ridicați o mână. Este cineva aici? Să ridicați o mână. Este un semn convențional al credinței din sufletul dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Este cineva aici? Este cineva în zona aceasta? Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Este cineva? Ridicați o mână. Nu vă simțiți constrânși, nu vă cheamă un om. Eu mâine dimineață plec din orașul dumneavoastră. Nu știu dacă mai vin vreodată, să nu faceți asta pentru mine. Eu nu am nimic să vă dau. Însă ascultați-mă, Dumnezeu care v-a dat zile, Dumnezeul acestei cărți vă cheamă. Dumnezeul acesta o să vă mai întâlniți odată la judecată. Ceea ce faceți este între dumneavoastră și Dumnezeu. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu în timp ce rămâi indiferent față de El. Dumneavoastră știți cum arată dragostea. Este cineva care vrea să-L primească pe Dumnezeu în inima lui, ridicați o mână. Mulțumesc. Este cineva aici în partea asta? Mie mi-a fost rușine când seara aceea când a trebuit să ridic mâna în dreptul meu, dar trebuia. Am simțit o vinovăție teribilă în suflet. Am știut că trebuie. Astăzi sunt fericit. Sunt 31 de ani de atunci și nu m-am mințit niciodată, nu m-a trădat, nu m-a manipulat. A fost credincios ziua și noaptea. În Dumnezeu care s-a ținut de cuvânt. Aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră, stimați prieteni. Nu știu dacă vă este greu, sper să nu vă fie greu, să ieșiți de acolo de unde sunteți, să veniți pe culoar aici și acolo, pentru probabil 3 sau 4 sau maxim 5 minute, vreau să fac o rugăciune pentru sufletul dumneavoastră. Vreau să remarc, ca să fie simplu de înțeles, că nu rugăciunea mea vă iartă pe dumneavoastră, ci credința dumneavoastră din suflet și căința dumneavoastră din suflet. Aș vrea să vă invit să vă simțiți liberi, să veniți aici în fața lui Dumnezeu care v-a dat viață, v-a dat zile și care s-a luptat pentru dumneavoastră, a murit la cruce ca să vă ierte. Veniți de acolo dintre rânduri și să nu vă fie rușine de nimeni. Dumneavoastră veniți la Dumnezeul care v-a dat viață, care a murit pe cruce, între cer și pământ și a întins mâinile ca să fiți iertați. Stimată Doamnă, acesta este un moment când ce aveți dumneavoastră în suflet se exprimă prin faptul că ați venit aici. Nu la un om, că omul acesta este ca dumneavoastră. Stimații mei, cei care ați ridicat mâna, simțiți-vă liberi să veniți aici în față. Simțiți-vă liberi să dați curs credinței din inima dumneavoastră. Simțiți-vă liberi să primiți mântuirea pe care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a murit ca să o pregătească. Nu rămâneți acolo unde sunteți dacă credeți în mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Însă nu vă simțiți deloc constrânși ca să ieșiți. Este ce simțiți în sufletul dumneavoastră ca și ascultare pentru mesajul acestei cărți. Dacă credeți în adevărul acestei cărți, vă rog, dați curs conștiinței dumneavoastră și veniți pentru că este între dumneavoastră și Dumnezeu. El vă cheamă Dumnezeu care v-a dat zile. Dacă mai este cineva, puteți să cântați o strofă despre Iisus care a murit pentru noi? Probabil că o să le iau un minut. Dacă cineva mai vrea să vină aici în față să facă o rugăciune pentru sufletul dumneavoastră, atunci vă rog să veniți cu toată libertatea și cu toată îndrăzneala. Credeți-mă că ceea ce faceți acum nu-i de rușine. De rușine este multe lucruri din trecut pe care acum Hristos cu mâinile străpunse le iartă. Stimați prieteni, veniți la mântuirea lui Dumnezeu. E dreptul dumneavoastră să fiți iertați. Pentru tine un păcătos.
să-l primești. Tu în dragoste să stai, ca în lume să te pierzi, și în veșnică iubire cu Iisus să fii mereu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Părintele istoriei și Domnul vieții, în această seară suntem înaintea Ta aici, în sala aceasta din Târgoviște, undeva pe suprafața pământului pe care L-ai creat, ca să ne închinăm lui Dumnezeu care a avut milă de noi. Ne-am oprit înaintea Ta, Doamne, ca să mărturisim persoanele acestea care străpunse în inimă de dragostea Ta, care crezând în mesajul și adevărul Tău din carte, care simțindu-se vinovați de anumite lucruri din trecut, au venit în fața Ta ca să-Ți împlinești promisiunea de iertare pe care ai făcut-o cu privire la viața lor. Niciun om nu poate să ierte în afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul cerului și al pământului. Doamne, după cum ai promis în această carte care conține adevărul, în baza credinței pe care o au în inimă și în baza căinței pe care o au în suflet, în această seară, în sângele Tău care a curs din ranele trupului Tău, pe crucea de acum 2000 de ani, iartă-le orice păcat. Absolut orice păcat, iartă-l în numele lui Iisus Hristos. Curățește-le viața și eliberează-i. Scrie-le numele în cartea vieții, Doamne, și fă-i pe fiecare copilul Tău după care te vei întoarce în ziua în care vei veni pe norii cerului după biserică. Dacă sunt printre ei oameni bolnavi, străpunși de suferință, trântiți la pământ de necazurile vieții și de amărăciune, în această seară, în dragostea Ta și în puterea nelimitată pe care o are Dumnezeu, Creatorul Universului, în milă și în bunătate, Te rog, vindecă-i, restaurează-i, Doamne, ridică-i și dă-le mângâierea pe care numai Tu o poți da. Te rog, prin cuvântul care l-au primit în această seară din carte și care este în sufletele lor, du-te în casa lor, la tovarășul de viață, la copii și la părinți și mântuiește-le pe cei dragi. Și binecuvintează-i, Doamne, ca restul vieții să-L trăiască în ascultare de Tine, temându-se de Dumnezeu și respectându-L prin împlinirea cuvântului Său. Iar atunci când te vei întoarce la sfârșitul istoriei, să iei la Tine pe cei care nu s-au rușinat de Tine, care au recunoscut că sunt vinovați și care s-au încrezut în Iisus din Nazaret, care și-a întins mâinile pe cruce între cer și pământ. În ziua aceea, când va suna trâmbița, adu-ți aminte de oamenii care în sala aceasta din Târgoviște au venit în fața Ta ca să primească iertare. Și ia-i împlinindu-ți promisiunea că îi vei duce în slavă pentru întotdeauna. Îi încredințăm în mâna Ta, binecuvintează-i. Așează domnia Ta peste viața lor. Pune garda Ta de îngeri de jur împrejurul lor. Lasă sângele Tău să-i apere, să-i protejeze, Doamne. Și autoritatea numelui Tău să-i însoțească pe ei și casele lor. În numele lui Iisus îți mulțumim. Ne mai rugăm în încheiere pentru orașul acesta. Să fie îndurarea Ta peste toți locuitorii. Ne rugăm pentru poliție,
ne rugăm pentru armată, ne rugăm pentru profesori, ne rugăm pentru preoți și biserici, ne rugăm, Doamne, pentru tot orașul acesta, mila Ta să vină peste ei, pentru ca să caute mântuirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru că ne-ai îngăduit să rămânem în viață și pentru că ne-ai dat cuvântul acesta care ne mântuiește sufletul, care naște credință și care ne descopere pe Dumnezeu care a fost străin față de noi. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și toată adunarea să spună Amin.